Jim, revenind la apă, care, putem spune, reprezintă principala sursă de viață a noastră și a plantelor. Ne poți explica punctul tău de vedere legat de circulația apei în sol și cum o putem păstra sau pierde, și care sunt aspectele importante pe care le poți împărtăși cu prietenii noștri în această privință. Din acest motiv am făcut precizarea ca oamenii să fie atenți. Una dintre investițiile pe care le facem în prezent sunt culturile de acoperire. Cât plantăm, câtă apă folosim atât iarna și primăvara. Ideal este să însămânțezi într-un teren verde. Pentru noi este ideal acest lucru. Dar câtă apă folosim? Eu mă consult foarte mult cu cei din Dakota de Sud, pentru că ei sunt la aceeași distanță la nord de ecuator, au același tip de sol și același volum de precipitații ca aici. Ei mi-au spus că există o diferență foarte mare la evaporare, pentru că se pierd precipitațiile și umiditatea din cauza arăturii, a vântului, pe timp de iarnă și primăvară. Atunci când apa se pierde din cauza evaporării, planta respiră și pierde apă. Planta își formează nutrienți, un sol nou, își creează propria sănătate. Atunci când porumbul sau soia germinează, germinarea se face prin foarte multe rădăcini vii din sol. Este o situație complet diferită atunci când plantele germinează într-un sol cu rădăcini foarte active, iar eu accept faptul că pot pierde o anumită cantitate de apă pe durata iernii ca semințele să fie implantate într-un pat germinativ foarte activ, cu rădăcini proaspete care cresc, ca ele să poată urmări canalul și să crească foarte ușor dar trebuie să fim atenți să nu le lăsăm să crească în resturile rămase peste iarnă și să nu mai rămână apă în primăvară. Așa este. Este foarte important să păstrezi un echilibru atâta vreme cât nu influențezi situația prea mult, pentru că nu putem controla noi precipitațiile. Așa cum ați observat și azi în timpul vizitei la fermă, noi ne străduim să păstrăm rădăcinile culturilor vechi. Nu dorim să le distrugem, pentru că acestea sunt receptori de apă. Așa cum ai văzut și în cazul culturii de rapiță, avem o rădăcină de 400-500 de milimetri, pentru ca apa să circule în jos. O cultivare reduce rata de infiltrare cu 50%. Noi încercăm să aducem pământul să poată infiltra 100 de milimetri de apă într-o oră. Acest lucru este uimitor, pentru că nu am citit nicăieri despre acest aspect, adică în ce măsură cultivarea are un impact uh, negativ în toate situațiile. Uh, dar aici este și mai dificil din cauza infiltrării de apă într-o zonă deluroasă. Eu am crescut pe coasta de sud a Irlandei, o zonă tradițională cu tipuri diferite de ferme, unde toată lumea cultiva sfeclă de zahăr. Și tradiția era să ari terenul, suficient de adânc ca apa să rămână atânc. Ceea ce facem acum este complet diferit față de ce făceam atunci când am crescut și cu ce eram învățați. În trecut făceam acest lucru folosind metalul. Acum folosim rădăcinile plantelor și este mult mai ieftin. Ceea ce făceam era să folosim foarte mult metal și foarte multă motorină. Când am intrat în birou, am observat textul acela. I'm still learning. Încă învăț. Foarte bine scris. Iar aici, în partea cealaltă, ești tu cu Liam. Iar aici... Aici este modul tradițional cu care am crescut. Este o fotografie din 1936 cu unchiul meu. Dar fii atent, te rog, la calitatea arăturii, la cât de dreaptă e, ceea ce este uimitor. Este că unchiul meu și-a pierdut brațul într-un accident de motor cu foaburi în 1930. Om la 80 de ani. Dar fii atent la tractor. Chiar și tata l-a condus, și în acel an au arat 200 de hectare. Dar dacă nu arai cum era învățat, erai complet terminat. Trebuia să ari. Așa erau fermierii și contractorii. Și dacă nu erai așa, conform unui standard foarte ridicat, așa era învățat. Iar acum, totul este altfel. Totul este atât de diferit pentru că în ultimii 10 ani am învățat atât de multe despre sol, cât n-am învățat în ultimii 100 de ani. Și acum privim solul complet diferit. Toată lumea era obișnuită cu procesele mecanice aplicate în sol. Acum este vorba despre procesele biologice. Eu te privesc ca pe o rădăcină foarte puternică, ca pe una de stejar, pentru că povestea ta vine din agricultură pentru că ai acumulat experiența bunicului tău, a tatălui tău, iar acum ne ofer nouă din această experiență. Ne aduci de la tine de acasă această experiență, dar în același timp ne ofer și aceste metode inovatoare de a face agricultură. Dar ele sunt inovatoare doar pentru România, pentru că în alte țări sunt practicate la scară largă. Am citit un raport efectuat în 2012, referitor la American Investment Bank despre potențialul de investiții în România. România are suficient pământ bun, dar îi lipsește infrastructura și cercetarea. Studiile la ferme sunt foarte reduse aici. Este o situație foarte tristă că Ministerul Agriculturii nu poate aloca mai mulți bani cercetării sau să angajeze firme private de cercetare să facă studii despre lucrurile cu adevărat necesare.